Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știre bravo. N-am dat știre bravo la Republica Fantastică. Dar iată că a venit și acest moment. Țara se schimbă formidabil. În această țară, care știm cu toții, e cuprinsă de moda inaugurărilor repetate pentru obiective care nu-s gata și nici nu par să se mai finalizeze vreodată. În România noastră, unde toată protipendada locală și cât un șef de la capitală inaugurează cu pop și lăutari un WC-ul cu două chiuvete și trei bude la o școală sau o scară exterioară. În țara asta, în care se taie panglica unei autostrăzi care e demolată imediat după alegeri, bine, în draga noastră Românie, iată că a apărut și floarea rară a edilului care refuză o inaugurare pentru că lucrările nu sunt finalizate. Și asta chiar dacă ce să vezi, da. La fața locului a venit însuși un domn ministru pentru poză și aplauze. În ce hală a ajuns țara asta? Da. Nu poți să înțelegi în ce direcții se evoluează. Cum e posibil așa ceva? E vorba despre sala polivalentă din Oradea. Deci, la sfârșitul săptămânii trecute, trebuia să aibă loc semnarea protocolului de predare, primirea noii săli polivalente din Oradea, relatează presa. Și a venit la fața locului chiar ministrul dezvoltării, domnul Cechi Otilo, dar el... Citez, nu a avut cu cine semna documentele pentru că primăria nu și-a trimis niciun reprezentant pentru acest moment. Ce spunem noi reprezentant? N-a venit domn primar, n-a venit soborul, nu a fost... Ești soborul. Da, corul de copii îmbrăcați în costume populare, n-au venit cetățenii, n-au venit șeful de la financiar, șeful Consiliului Local, domnule, n-a venit nimeni, nu s-a putut organiza. Nici o farfecă a fost, prin preajmă, da, nimic. Un dezastru, n-a fost panglică, n-a fost farfece, n-a fost fanfare, n-a fost nimic. Bietul Ceche. Nu, că nu s-a dus acolo, dânsul a venit la inaugurare și nu s-a făcut inaugurare. I-au dat măcar un șpriț sau ceva. Nu știm. Cred că la Oradea asta mai... Da, de ce s-a întâmplat acest lucru? Primarul Oradei, domnul Florin Birta, susține că recepția nu putea fi făcută în condițiile în care constructorii mai au de lucru. Păi și când am împiedicat asta vreo inaugurare asta... în țărișoara noastră? Eu nu înțeleg nimic la Oradea. Da, ce au constructorii lucru și inaugurare? Și inaugurăm ce e făcut până acum. Mai lăsăm ceva de inaugurat și mai încolo. Nu inaugurăm totodată ca animalele. Suntem prevăzători. Mai păstrăm și pentru zile negre. Nu știm dacă mai avem. Da. Încolo. Inaugurăm pe bucăți, câte un pic suntem. Da. Citez. La sala polivalentă, zice domnul primar, se mai lucrează. Mai au anumite retușuri de făcut constructorii acolo, în zona respectivă. Eu i-am spus, domnului ministru, că nu voi fi prezent la sală, că sunt plecat din localitate. Iar ministrul dezvoltării, domnul Ceche, s-a cam oțărât un pic, citez, vom soluționa această predare a protocolului, care este o procedură obligatorie din partea finanțatorului. Nu este o chestiune, hai să zic, de moft. De, corect, de când e inaugurarea, este chestie serioasă în România. Practic, pe inaugurări dintre astea repetate al unor obiective, se bazează o bună parte din campaniile electorale care se fac. Acum vorbim, noi vorbim la rece, cum se spune. Dar domnul Ceche era la cald acolo. Da. Adică să te duci... S-a și enervat. Băi, chitit, da, să inaugurezi. Și nimic? Adică vizualizezi momentul ăla, când tai cu farfeca, o tăia, da, nu o tăia. Te pregătești, te gândești. Știi? Mă, și ajungi acolo, nimic. Apar pe Facebook. Exact. Da, da. Da, altfel, felicitări, sala polivalentă din Oradea e, o să fie inaugurată, înțeleg, la sfârșitul, mă rog, spre sfârșitul acestei luni, dacă totul merge cum trebuie. Sala, o fi ceva acolo, o fi vreo problemă politică, nu știu, s-or fi certat, habar n-am. Pe 20 luna asta, da, e All-Star Game-ul basketului. Asta ar trebui să se întâmple atunci, un meci, să fie un eveniment frumos și așa mai departe. Deci, poate că domnul Ceche și domnul primar Birta nu se simt confortabil unul cu celălalt, nu știm. Dar una peste alta rămâne faptul. A apărut oportunitatea unei inaugurări și a fost refuzată. Țara se schimbă. Da. Da, sala polivalentă e altfel una dintre cele mai moderne din Europa și din România, relatează colegii de la știrile ProTV. Amprentă la sol 10.000 de metri pătrați. Parter, deci un hectar, parter plus un hectar, cum ar zice Luca de la Dublu sau nimic, parter plus două niveluri, deschidere 82 de metri, zone de relaxare, recuperare, săl de forță, zona de administrație și birouri, 5.300 de locuri pentru competiții sportive, 7.000 în caz de concert. Mamă. Și deci formația semnal 45, semnalmente 45. Semnalmente. Nu semnalmente. Specimenul 45. Specimenul, mă. Are specimenul un viitor, 45. Are un viitor, și contested. Da, are un viitor mare acolo. Uite, se pregătește. Nu știu ce. Deci, părerea mea, vă spun, asta, sala asta polivalentă, ea trebuia să puteau face inaugurări acolo 2-3 ani ca popa.
inaugurai pe etaje, pe compartimente, nu știu unde să o ajunge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.